46 de minute. Sper că terminăm emisiunea de la Timișoara într-un ton optimist. Absolutamente. Un șofer de taxi din Japonia a fost arestat după ce a călcat intenționat cu mașina un porumbel. Da. Nu cred. Nu, dar la asta mă refeream. Dar, Luca, nu știam că faci taxi în Japonia. Nu, mă, că n-am nimic cu porumbei. Adică, uite, de exemplu, și aici, da, în Piața Unirii, chiar sunt porumbei. N-ai decât o ciulama. Eu am treabă cu porumbelul căcăcios și care locuiește în proximitatea casei mele. Căinătos. Da. Este porumbelul căcăcios, este o specie, înțeleg, nu e doar unul. Ăștia sunt civilizați, uite, ăștia la Timișoara, eu n-am văzut un găinaț pe aici. Pentru că nu ai mașina aici cu tine. Dacă aveai mașina. Cu mașina. Nu, serios, nu că unde sunt mulți, ai văzut că ieri era o cireadă de porumbei. O cireadă. Tip stol. Așa. Și nu, de obicei distrug tot. Bănci, parcuri. Aha. Ăia, măcar să știm, să nu mergem să facem emisiune din Piața Unirii din Iași, că acolo e stol de porumbei. La Timișoara sunt educații, se duc la WC-ul lor de porumbei. Stau frumos la rând. Așteaptă. E cu intrare. Aici era problemă cu ciorile, nu cu porumbei. Da. Așa este, da, dar rezolvat. Cel mai drăguț a fost Maria, colega noastră Maria, care este cu noi în studio și care, mă rog, Zaf întreabă cu ce continuăm. Și eu zic cu știrea cu japonezul și porumbei. Și Maria, ce știre drăguță. La ce te referi, Maria? La faptul că l-a călcat cu mașina? Sau că a venit poliția? Adică, ce e drăguț, Maria, în știre? Porumbelul e drăguț. Porumbelul, da, a fost torcit, înțelegi? L-au făcut plachie. Afiș. Incidentul, zice știrea, citată, mă rog, relatată de ziare.com, zice așa, că incidentul a fost luat atât de în serios de polițiști, încât aceștia au cerut unui medic legist să facă autopsia porumbelului ucis. Asta mi se pare de-a dreptul japonez. Deci ei au chemat... japonez. Au chemat legistul. Au chemat procuratura. Să vină. Da. Au desenat cu creta o clătită mare asfalt. Potrivit presei locale, luna trecută, șoferul de taxi a accelerat brusc la o intersecție imediat după ce semaforul s-a făcut verde și a intrat în mai mulți porumbei care se aflau pe jos. Nici măcar eu n-am sufletul ăsta, adică am avut situație de asta. Dar tu ce faci, mă, când trec porumbei? Am avut porumbei între faruri. Așa. I-am clanxonat, dar zic că sunt pițic, i-am clanxonat, da, și nu plecau. A trebuit să încetinesc așa, ușor. Păi te-au știut, te știau slab. S-au știut tipul la urmă. Au simțit că ești bun la suflet. Da. Că tu, de fapt... Dar, pe cuvânt, când e ziua ta? Poate îi luăm un columbar. Îl facem columbofil. Îmi plac aia de nuntă. De nuntă? Da, porumbelul de nuntă, porumbelul festiv ăla alb, frumos. Cu coadă. Da, cu frumoasă. Toți au coadă, da. Au coadă. Cu mare Tavi Colen. Da, uite, Tavi Colen are coadă, da, de porumbel? Tavi, nu, Colen, Tavi crește porumbei. Columbofil. Da. Și are... Păi dialogul a fost așa, ăia frumoși cu coadă, cu mare cât Tavi Colen. Are de toate, are toate modelele. Am vorbit că... Are coadă. Da. Incidentul, Tavi, a fost... dacă ne asculti, trecem pe curse, la tine. Are și de corespondență, are și de nuntă, are tot. Porumbei de curse. Incidentul a fost anunțat la poliție de un trecător care a fost surprins de vuietul brusc al motorului. Mamă, când s-a întors, vezi filmul? Da, se întoarce la cu încetinitorul. Ohio! Okarimasu-ka! În fața Poliția! În fața anchetatorilor, șoferul a declarat că, citez, drumurile aparțin oamenilor, așa că porumbei ar fi trebuit să se dea la o parte. Deci e vina lor, ca și la noi. Da. Mortul plătește. Mortul plătește și ele de vină. Mortul e de vină. Da, cu această știre absolut fabuloasă. Cu această știre drăguță, cum a spus Maria. Eu zic să ne retragem. Vă întâlniți la 1 și un sfert cu România în direct. Cătălin Striblea, drum cu prioritate cu Radu Constantinescu puțin mai încolo. Iar noi vom reveni la Timișoara cu prima ocazie. Cu ocazia... Capitală gastronomică europeană în 4 ani. Te rog să facem deja rezervări. Sper să mai revenim până atunci, pentru că e foarte frumos și ne-am simțit excelent la Timișoara. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit. Am luat și 4 kg în 3 zile, adică... Asta vreau să spun. Am luat ceva cu noi. Ne întoarcem mai îngreunați. Da. Mulțumim foarte mult. Ne auzim de luni de dimineață. Mm-hmm. Hai, numai bine. Toate bune. Pa, pa! Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.